Asculți Jurnal Autentic la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători, și bine ne regăsim aici la Jurnal Autentic, astăzi din nou alături de Doinea Schedan, lider la nivel global în educația ontologică. Ne-am propus astăzi să vorbim despre educația ontologică, dar uh, suntem deschiși să vedem unde ne conduce acest subiect. Doina Schedan, bine ai venit! Uh, bine te-am găsit, dragă Simona! Numele meu este Doina Schedan, sau Doinița Constructorița, așa cum îmi spun prietenii. Sunt antreprenor în construcții. Construim case de mai bine de 17 ani, județul Timiș. Și uh, lider în educație ontologică la nivel global și contribui pentru români, pentru România. Îmi doresc să fac o diferență, îmi place să fac o diferență pentru oameni și îmi doresc să trăiesc într-o lume mai bună, fericită. Doina, te rog să ne explici puțin despre această educație ontologică. Da, educația ontologică se referă la studiul ființei umane, cum funcționăm noi ca ființe umane, la nivel de minte, corp și suflet. Deci, că este ca un, material, ca un manual de utilizare a ființei umane. Și, mai exact, se referă la educația transformativă. Nu la educația informativă. Educația informativă ne-a fost uh, utilă tuturor, am avut parte fiecare dintre noi și încă se întâmplă astăzi în uh, școli și în facultăți, însă pentru mine nu a făcut o diferență în viața mea. Deci, uh, ca, să poți să să, ca să poată funcționa viața, uh, ce ai învățat, ce ai primit ca informație, trebuie să o pui și în practică. Ori informația fără practică nu are nicio valoare. Cum punem în practică ce am învățat? Păi, în primul rând, putem pune în practică, având în alături de noi un mentor, un lider care s-a antrenat deja în educația ontologică și care chiar îți te ghidează din, prin a face un exercițiu cu tine, însuți sau însăți, și, Vei primi uh, această educație uh, chiar din uh, exemplu propriu. Da? Asta fac eu, împărtășesc uh, din ceea ce sunt, nu iau informațiile altora, ci pur și simplu o spun din uh, experiența mea. Tot ce uh, dau mai departe, le-am trăit eu și le-am făcut eu ca și antrenament. De ce crezi că oamenii ar avea nevoie de o astfel de educație? Păi, uh, cât este de importantă în viața unui om astfel de educație? Este foarte importantă educația asta ontologică, Simona, uh, pentru că este ca și cum ai merge, ai porni în viață, încă de la grădiniță, aș zice eu, eu așa îmi doresc să, să introducem chiar uh, încă de la grădiniță educația asta ontologică, pentru că mergem așa, pornim în viață. Uh, ca și cum am avea um, o șase perechi de ochelari de soare fumurii și pur și simplu mergem bășbuind. Nu știm nimic. Ba, mergem la stânga, ba la dreapta, ba înainte, ba în spate. Ne zice cineva, băi, ar fi bine să mergem în față. Ar fi bine să mergi la stânga, ar fi bine la dreapta și așa mai departe. Ești pur și simplu ca o frunză în vânt. Cum te bate vântul, în partea aia te duci. Dacă îți spune cineva, băi, ar fi bine să devii itist că să câștigă mulți bani. Tu te duci acolo repede. Ai vrea să. Tu ar fi bine să să te faci doctor, că Bă, băi, ce bani mulți câștigi dacă ești doctor. Sau eu știu, vreau să mă fac milionar. Dar mă duc la școală. Păi, nu are nicio legătură cu școala. Școala este dacă vrei să fii. Dacă vrei să te faci doctor, da, într-adevăr, trebuie să duci să înveți acele rețete, să înveți chimie și așa mai departe, că ai nevoie de asta. Dar nu ajungi milionar. Da? Să ne înțelegem. Deci, pur și simplu, vrei să faci ceva pentru oameni. Și majoritatea vor să fie milionari. Ori milionari n-ai cum să înveți să fii milionar din să înveți de la cineva care are doar salariul minim pe economie și care n-a văzut în viața lui teancuri de bani și să-i aibă ei, să el să-i numere și să-i pipăie și să-i folosească. N-ai cum să înveți de la cineva care în viața lui n-a practicat acel ceva. Așa că profesorii sau care ne predau că uite așa se fac banii și așa mai departe, e doar la nivel de teorie, ei n-au făcut în viața lor sumele cele despre care vorbesc. Așa Un, că, unii dintre ei. Unii dintre ei, unii dintre mm. ei, da, unii, Dar ești de acord că totul se învață? Totul Sigur. poate fi învățat, și de aceea sunt și aceste persoane care ghidează, care au reușit, poate înaintea altor persoane, să se pregătească, să treacă prin tot felul de transformări, și acum să devină ghiz pentru mase de oameni pe diferite teme. Da, așa este. Totul se învață. N-ai de unde să știi, e clar că n-ai de unde să știi și slavă cerului că astăzi sunt, sunt oameni care deja sunt antrenați pe educația ontologică și, și pot ghida cât mai mulți și oameni. Și pot ghida, sigur că da. Eu sunt unul dintre ei care pot să ajut pe aproape orice palier, așa, sau orice pe aproape pe toate domeniile, de fapt, pot să ajut ce nu funcționează în viața unui om și chiar pot să meargă până la, până la împlinirea acelui, acelei dorințe care spunea că bă, eu niciodată nu o să pot să am nu știu, 50.000 de euro pe lună sau așa mai departe. Sau nu pot să fiu o mamă bună că n-am cum. Eu trebuie să trebuie să-l controlez pe fiul meu, pe fica mea, că trebuie să ajungă ce am ajuns eu sau mai, mai bine decât mine, să învețe până îi s-ar fulgi. Aș povesti, cu, da. aș povesti totuși astăzi cu tine da. pentru că am reușit înaintea emisiunii să discutăm puțin despre energia sexuală. Pentru că și ea face parte din această educație ontologică pe care mulți o, o colesc nu au poate capacitatea să integreze această informație. Și atunci din cunoașterea ta și din puterea ta de transformare în această parte, aș vrea să aducem valoare în viața ascultătorilor noștri pe această temă. Hai să vedem despre energia sexuală de unde pornim și până unde putem să ajungem, de la ce vârste recomanzi să începem să Producem această transformare în noi sau să aducem această cunoaștere, încât să ne trasăm o viață frumoasă, și din acest punct de vedere. Și cât de importantă este totuși această energie sexuală în viața unui om? Dragă Simona, energia sexuală este cea mai mare putere din Univers. Și această energie sexuală uh, există de când suntem noi în pântecele uh, mamei. Și chiar se întâmplă ca bebelușul să aibă primul orgasm încă din burta mamei. Și, așa cum spuneam, este cea mai mare plăcere din Univers și cea mai mare putere. Apoi, când uh, iese bebelușul la suprafață, la lumină, după 9 luni, continuă cu această plăcere. Uh, Conștient sau inconștient? inconștient? Inconștient. Deja se întâmplă la copil. Apoi, când începe să, și, să crească după un an și începe să-și atingă corpul, să-și simtă Organele nesexuale, noi, ca părinți, zicem, ia mâna de acolo. E rușinos. Pentru că nici noi nu avem o cunoaștere. Pentru că nici noi nu avem o cunoaștere și, de fapt, ne este frică. Ne speriem. Ne speriem, pur și simplu. De nu ce știm. ar putea să urmeze pentru copil? Da. Nu știm nici noi să gestionăm. Nici eu n-am știut. Și asta făceam și eu cu băiatul meu. Mi-era frică ce am auzit de pe la doctori că nu știu ce face Fimoză, că face nu știu ce, că dacă n-are voie, că se infectează. Toate prostiile din lume le-am auzit și eu. Nu știam nimic despre chestia asta. Și după aceea, eu însă am văzut că am probleme pe partea asta sexuală și am zis, băi, stai puțin... Bun, sunt, uh, am făcut bani foarte mulți, sunt antreprenor în construcții, am zeci de mii de euro, uh, am casă, am masă, am copil, am familie, am mașini, am tot ce-mi trebuie. Și, de fapt, uh, viața asta e doar atât. Doar atât despre muncă și doar de a arăta oamenilor cât de bogat ești și cât de, cât de deșteaptă i doina sau doinița, constructorița. Și, de fapt, eu simțeam o greutate așa în corpul meu, că deja parcă mergeam cu frâna de mână trasă. Și nu știam, zic, băi, ce se întâmplă, de nu mai am chef de viață, nu mai am chef să mai fac nimic. Vreau să dărâm tot din ce am făcut. Că parcă nu mai avea sens viața mea. Și am zis, mă puneam așa în pat de multe ori și plângeam. Băi, eu nu sunt deloc, nu mă bagă nimeni în seamă, nu sunt apreciată, nu sunt atinsă de soțul meu. Nu, eu nu-l ating pe el. Zic, pentru ce trăiesc pe Pământul ăsta, simțeam o lipsă de conexiune cu, cu mine și cu partenerul meu. Care este foarte important Care, în viața unui om. Sigur, este. De fapt, asta esențială. este asta este, Asta este esențialul și pentru asta suntem noi veniți ca ființe umane pe planeta asta ca să fim fericiți, domnule. Nu ca să, să muncim până nu mai putem și suntem epuizați. Și lăsăm pe ultimul loc partea asta, dacă ne mai rămâne un dram de energie sau nu mai avem deloc, bifăm asta pe pilot automat, facem seara sau când nu mai avem deloc, deloc energie și pe -aia ne plângem că băi, ăla de lângă mine nu mă iubește, el ia, dar de fapt noi nu mai lăsăm deloc timp pentru pentru a ne folosi energia asta sexuală. Și o folosim unde? În muncă. Unde ne refugiem, ne refugiem, ne refugiem în, muncă, în muncă? Ca să putem să ne consumăm. Că, de fapt, acolo ne consumăm energia sexuală în muncă. Și fugim acolo. Și acolo abordăm supra-solicitarea, da. care nu prea ne mai aduce fericire. Deci, la baza fericirii, totuși, energia asta a sexualității are un rol important. Foarte important, eu l-aș pune pe primul loc Că de aici și pleacă și celelalte Deci când, când tu ești conectat cu ființa ta Ești plin, plin, de, plin de, de bucurie, plin de energie, plin de vitalitate Ai încredere în tine, ai, încredere ai în stimă în tine. de sine Sigur, ai stimă de sine Și vre, ce m-a determinat să fac asta, să mă antrenez eu însă În, în tantra, se numește, da? Este că pur și simplu am vrut să văd uh, cum pot să contribui și celorlalți din ceea ce știu că este, un, un, este chiar un subiect tabu. Uh, chestia asta despre sexualitate și intimitate. Și de fapt este cum să ne fie rușine de ceva care Dumnezeu ne-a dat să trăim și prin asta suntem, se întâmplă procreerea și uh, cum să ne fie rușine de corpul nostru. Crezi că oamenii devin mai puternici când reușesc să abordeze corect această energie sexuală? Da, pentru că au claritate, pur deci, și simplu. Care ar fi explicația? Deci, în afară de faptul că au claritate, cumva se unesc câmpurile lor energetice, devin unul, Deci, din două câmpuri energetice ajunge să, fin, să vină un câmp întregit și să se manifeste în splendoarea lui. Este? Da, sigur că aici este vorba de, de pur și simplu să funcționeze toate celulele noastre. Să nu existe blocaj în ceacra 1, ceacra 2, ce... deci nu are cum să... Noi am învățat acum să uh, folosim uh, ceacra 4, nu? Inima, sau 7, sau eu știu, 5. Și nu pornim de la cea 1. am sărit peste, peste bază, peste fundație, dacă e să spun din domeniul construcțiilor. Învață-ne cum da? să facem. Pentru ascultătorii noștri, cum să pornească pe acest drum de abordare a energiei sexuale? În primul rând, trebuie să adreseze unui specialist. Mer specialist, da, sigur, care este deja antrenat. Noi, aici, în Timișoara, avem foarte mare noroc cu tine pentru că tu și organizezi ateliere pe această temă și ajuți oamenii să se pornească. Dar pentru cei din țară care doar ne aud, cum se facă? Da, doar se pot face și online partea de, de teorie de teorie se poate face pe Zoom putem face pe Zoom însă când vine vorba de practică sigur că trebuie să se deplaseze la Timișoara da? sau, sau în București sunt, nu, sunt, nu sunt atât de multe în țară, tocmai de asta vreau să contribui și pentru cei din Timișoara și din Timiș și de ce nu și pentru ceilalți din celelalte județe unde nu există așa ceva este mare nevoie de cunoaștere de cunoaștere și pentru copii, și pentru femei, și pentru bărbați. De la ce vârstă recomand să înceapă oamenii sau copiii să abordeze acest subiect? Pentru că ei sunt foarte expuși în informația pe care o vedem peste tot. Deci, ea se pornește, cum spuneam, se pornește cu baza, încă de la grădiniță, să se cunoască pe ei înșiși. Deci, să-și cunoască organele? Să-și cunoască organele și să, în momentul în care, de exemplu, Andrei zice: O iubesc pe Mirabela. Atunci, nu trebuie să fie un șoc pentru tine, ca părinte sau ca educator. Tu. Trebuie să fii tu antrenat pe partea asta ca să știi să, să, știi să gestionezi ce, cu ce te pune în față uh, acel, acei copii. Da? Poate dacă chiar să ajuți prin explicații? Ajuți, nu o să-i spui că uite, trebuie să te masezi și că trebuie să faci ceva. Nu despre asta e vorba. Uh, cu timpul o să ajungă natural să vadă uh, cum, uh, cum se face chestia asta. Însă, de mici, trebuie să fim, uh, fim deschiși și să-i spunem, da, ok. Și cum o iubești tu pe Mirabela? Ce simți? De fapt, el, el spune că vrea să se conecteze. Asta simte. Simte acea iubire, acea. Uh, Care acea la vârsta este o iubire pură. Este o iubire pură și părinții. Uh, încep să... Blochează. Foarte, multe, foarte mulți dintre ei o blochează încă de atunci. Nu-i de vârsta Nu-i ok, ce, ce nu ți rușine, ce iubire, ce mirabela, ce nu știu ce. Da? Noi trebuie să știm să fim noi pregătiți ca să putem să gestionăm uh, întrebările lor uh, și pur, chiar acțiunile lor. Da? Și de aici se pornește cu școala, la fel, dacă profes, învățătorii iarăși nu sunt pregătiți, o, să, o să-l pui, să pui, la colț și o să-l pedepsești că a arătat, nu știu ce gest obscen. Noi așa catalogăm imediat, în loc să vedem cum putem să-i oferim informația de care are nevoie cel copil. Noi... Cum ai ghida un adolescent care deja simte nevoia să abordeze această energie? Păi, în primul rând, cum spuneam, trebuie să vină la... Atelier. La ateliere. Da. Uh -huh. Poți trebuie să vină la ateliere să învețe uh, cum se fac uh, niște exerciții de respirație, cum să te conectezi cu propriul corp și cum să fii în stare de prezență. Că, de fapt, uh, noi nu suntem. Noi suntem pe câmpii. Noi vrem aici, vrem să facem uh, dragoste cu celălalt, dar, de fapt, noi suntem pe la Craiova cu gândul și că vreau nu știu ce mașină. Adică, nu ne conectăm, facem automat sau. Da, mintea, creierul nostru ne deviază de la prezent. Ne adică duce... o luăm pur și simplu ca și o necesitate și nu ca o conexiune, ca implicare cu cealaltă persoană și nu preținem ținem cont unii dintre noi de repercursiuni. Da. Deci poți să știți cum e, Simona, cum vrei să construiești o casă dar fără fundație. Vrei doar așa să i pui să pui cărămida, să construiești zidurile direct pe pământ. E normal că se duce, se, se bagă, intră în pământ, se Da? Deci, așa că și această noi. lipsă de cunoaștere crește numărul divorțurilor din ultimul timp, oh, da. din ultima perioadă, da. pentru că sunt foarte multe divorțuri, foarte multe familii destrămate din cauza lipsei acesteia de cunoaștere. Da. Da, așa este. 86% din relațiile din România nu funcționează. Tocmai că iată că baza nu, a, nu o au. Și doar 16%. Sunt în manifestare, și... acum în special familiile care s-au născut în perioada comunistă, când nu prea aveam acces la asemenea informații. Da. Am acum, chiar am avut o, o, o doamnă antreprenor, are vreo patru businessuri, și a venit la mine uh, acum două zile și a zis că ea are 50 și uh, acum o să primească 50 de ani, și spunea că uh, toată, toată căsnicia ei. Uh, ea nu a avut parte de, de intimitate și că doar bătaie primea și era controlată pas cu pas. Trebuia să-i facă poze de pe unde este și să fie cu cameră, să arate că nu știu unde este și așa mai departe. Și acum a divorțat, a rupt lanțul, așa da seama că de fapt nu este locul ei acolo. Și... Acum are un iubit de 27 de ani. Da? Cu care experimentează? Deci, gata, rușine, gata, cu care experimentează viața asta, energia asta sexuală, o folosește și a dat la o parte toate tiparele și toate tablourile în care au fost, au, a fost băgată de, de atâția ani și. A zis că ea n-a fost și n-a fost, nu l-a și lanceată pe, pe soțul ei și că da, bătaie, a mâncat. Iubire n-a primit, dar bătaie, a mâncat. Și acum a rupt lanțul, cum se zice, și a zis, gata, nu mai vreau să stau în închisoarea asta. Sunt tot felul de situații la care conduc aceste lip. Se lipsuri de informații, dar pentru că nu mai avem foarte mult timp în această emisiune, Doina, te-aș ruga pentru ascultătorii noștri să faci așa un traseu scurt, sumar, pentru cei care doresc să îmbunătățească această parte. Mi se pare extraordinar că în Timișoara ai pornit aceste ateliere de formare, de educare a oamenilor pentru ca ei să înțeleagă ce stă la baza reușitei, la baza formării, concrete până la urma familiei. Să stabilim așa pe scurt ce recomanzi să facă și eu personal le recomand să te contacteze, te găsesc pe Facebook Sigur. Doina Schedan și să-ți urmeze atelierele de mare valoare în această, în această parte a vieții. Da, este foarte important că este despre viață, pur și simplu. Deci, energia sexuală înseamnă viață. Deci, prin asta venim noi pe lume. Aș porni deci... de la acceptarea corpului? Acceptarea corpului, sigur, și aici, nu, ține, aici nu, ține cont, nu se ține cont de kilograme, de forma corpului. Deci, pur și simplu, toate corpurile umane sunt extra, extraordinare. Pentru și... că tu spuneai că sunt foarte mulți oameni pe care i-ai întâlnit și au aceste sentimente de rușine, de vinovăție pe care nu le pot trece. Dar da. vom, vom vorbi despre asta într-o emisiune uh, viitoare. Aș vrea să le mulțumesc mult ascultătorilor care au fost de, alături de noi în această seară și să așteptăm la următoarele ediții din Jurnal Autentic pe această temă în, alături de Doina. Și vă invităm să fiți alături de Radio Terra Nova, să urmăriți... Uh, pașii spre cunoaștere pe care acest post de radio vi uh, pune la dispoziție. Mulțumesc mult Doina! Eu mulțumesc că mi-ai dat oportunitatea să pot contribui oamenilor. Se aducă multă valoare discuția noastră de astăzi. Vă îmbrățișăm și vă încurajăm să vă manifestați autentic!